în intersecție. Pentru asta ne-am pregătit deja, ne-am încadrat pe drumul cu sens unic, pe banda din stânga, da? Cea mai aproape de partea carosabilă stânga. Semnalizarea încă nu activăm pentru că distanța e prea mare, da? Știm că 50 de metri înainte de intersecție. Intersecția din față este o intersecție dirijată prin semafor. Când o să avem verde, intrăm, da? Și cui trebuie să-i dăm prioritate? În primul rând, lateral, vedem, avem o cale ferată de tramvai. Dacă avem tramvai cu intenția de a pleca din stație, are prioritate. Pe urmă, cei care vin din sens opus. Din sens opus, foarte bine. Dacă ar fi fost să facem virajarea, aveam și trecere de pietoni. Când o să întoarcem, trecerea fiind aceeași, o să fie pe roșu. Posibil să se facă verde până facem manevra. Deci, și la pietoni la final. Peste toate aceste cazuri, cui trebuie să mai dăm prioritate într-o astfel de manevră? Unui posibil, nu, autovehicul în regim special. Da. Deci el, de la distanță, se poate declanșa cu semnal sonor și vizual și atunci el are prioritate peste verdele nostru și toate celelalte. Foarte bine, distanța de oprit între mașini bună. De ce? Dacă cel din față declanșează avaria, noi să putem efectua o manevră de a locoli fără să fie nevoie să dăm cu spatele, nu? Generând un posibil impact. Suntem sub 50 de metri, am trecut de indicator, deci comunicăm intenția. Ne asigurăm din nou, tramvaiul nu este, oprim înainte de trecere, nu oprim pe trecere. Dacă între timp se face galben, ne-am oprit. Putem înainta. Încă e verde și ocolim marcajul ăsta hașurat, care este acces interzis. Așa, ne asigurăm. Deja începem să facem virajare în scurt. Așa, da, foarte puțin. Ne asigurăm ceilalți nu. Aici ne încadrăm pe banda noastră de lângă ax. Da? În cazul nostru, asta o dorim. Dacă am fi dorit pe cealaltă bandă, dădeam prioritate celorlalți. Foarte bine. Ne-am asigurat pietonii au roșu. Foarte, foarte bine. Cum am depășit puțin zona, ne poziționăm pe banda întâi, da? Ne-am asigurat, am comunicat. Foarte bine. Și acum continuăm pe banda întâi. Când o să ne apropiem de următoarea intersecție, din nou, ne poziționăm, da? Ne asigurăm, comunicăm intenția, schimbăm banda și...